mașină? Nu, pentru că pe macadam nu rezistă. Pe dedesubt, nu? Da. Te-ai mai văzut vreodată cu ambilight? Nu, am... pe mine? Da, nu. Să vezi imaginea asta pe mine. Nu, am văzut câteva filme de prezentare pe YouTube și ce drept senzația pe care o ai atunci când vizionezi live nu se compară. Mai ales când te uiți la tine. La tine însuți. Exact. Simply the best. La un moment dat, în anumite cadre, nu se vedea foarte bine ambilajul pentru că eram în mașină, știi? Iar mașina era invers. A fost și invers, da, un pic, dar au venit spectatorii repede și au repus-o în poziția standard. Și după aia a fost wow. Da, și după aia a fost wow, da. Într-adevăr, așa cum am mai spus, am fost un pic surprins de extinderea ambilight, pentru că n-am înțeles în prima fază ce se întâmplă. Eram foarte captivat de imagini și după aia am văzut că se schimbă imaginea, se schimbă culoarea și prin cameră. A venit așa. Da, totul s-a întâmplat la viteză mare și mă bucur că am... Uite, acum e alb, vezi? S-a luminat toată camera de la zăpadă. Da, exact. Uite și pe ăsta, stă într-o roată. Auzi, cine e băiatul ăla care ai și din... Uite, era să cad. Vezi, am avut experiențe mai interesante decât... O brunetă s-a transformat în blond. Mult praf vara, dar era mai bine iarna. Mai bine? Dar ține zunia. Uite, ai văzut cum vede la praf. Ai văzut cum vede la praf dublat așa? Praf dublat. Uite acum, uite. Ia uite. 3D. Ok, tot noi. Uite, iar zăpadă. Și fapte. Gata, am terminat, nu? Cum zicea cineva din Moldova, making of ăsta. Hai să mai vedem mai cu răsturnarea, că ne mai trece râsul. Uite, iarna. Au fost momente grele pentru tine. Când? Printre oameni așa ca... Ai ce face cu ștergătoarele pornite? Ai văzut că la un moment dat s-a tăiat imaginea că m-a apropiat de cel din față, nu l-am lovit. De ce a tăiat acolo? A intrat în mine. Oricum aici e dat pe rapid. Ori 500. Nu, 500... La 100, da. Acum o iau un pic înapoi. Am ieșit și virajul bine și am să-l mai fac o dată. În anumite probe avem șansa să refacem virajul. Dacă nu ies bine din prima, avem mai multe parcurgeri, știi? A, deci când nu ți iese parcurgeri, bagi în reluare, nu? Nu, e rachetă. Cred că singura soluție ca să te mai calmezi un pic este să te întreb cum stai cu banii. Și aici se cantenă. Da, acum. Gata. Ai trecut prin momente grele, nu-i așa? Am mai trecut. Bine că am trecut. Bine că le-am depășit, am dat rachetă și am depășit. Ia e. Uite, vezi că și toamna putem să avem vreme frumoasă? Asta de când sunt? Da, cu 3 zile. Și nu se vede că sunt proaspete, uite, asta e mai afumat, da, un pic, da. De asta iarnă. E mai închis. E mai afumat. Da. Bine, ok, hai să vorbim de lucruri serioase, că am râs destul. Păi ne-am vorbit destul? Păi nu știu, next. Wow. Da, zăpadă. Cum să întreb eu pe tine așa? Deci următorul tău televizor ce trebuie să aibă? Din mașină? Care? Ăla din mașină? Următorul meu televizor aș vrea să fie cu foarte multe
indicații, așa cum este cel din mașină. Presiune de ulei, temperatură de ulei, presiune de benzină și foarte multe detalii. Asta e foarte important. Este. Ia uite aici, s-a transformat din brunetă în blondă. Ia cingea oară. Nu, hai, întreabă, zi de sunet, că știu că tu ești sunetist și cu ALS-uri, cu tobe, cum ți se aude ALS-ul când te uiți la televizor la tine în casă, gen, știi? Deci la mine în casă, eu pe tine? Da, păi tu pe mine. Zici, știu că ești maniac, îți plac sunetele, de fapt, foarte multe. Zici că e invers. Auzi, tu nici măcar n-ai nevoie de mine. Iată-și, mă, invers. Ia, întreabă-te singur. Da. Deci, Vali. Știm că ești un foarte mare pasionat de sunet. Ești și DJ în timpul liber. Cum, DJ Vali? Da, cum asociezi sunetul cu imaginea? Și acum răspunde. Da. Lasă că ți-o dau eu. Ia, da. Ultima oară când ai fost într-o discotecă, ai pus muzică sau ai dansat? Am pus lumini. Ai pus LED-uri. Da. E adevărat că ți se mai spune și DJ Balino? Da, și mi-a dat de gol numărul de matriculare. Numărul de matriculare, exact. Și la, și la număr, Dolj. Nu, asta nu e mașina mea. Dolj V. Asta nu e mașina mea. Uite, uite, n-am uitat tine, da? Uite, stai acum. Hop! Da, sunt pasionat de sunet, așa cum știi foarte bine. Am foarte multe gadget-uri, chiar și în mașina de curse. O parte din ele nu le iau, pentru că ai văzut, se mai întâmplă să se răstoarne și le pierd. Noroc că ții măcar camerele, pentru asta se vede. Da, în camere foarte multe, sunt extrem de atent. Chiar pe proba specială mă mai uit din când în când să văd dacă funcționează și sunt pornite. Sunt foarte pasionat de sunet în general și m-ar interesa foarte mult la un televizor să se audă extrem de bine și, așa cum ai spus și tu, să renunțăm la multe sisteme. Așa cum am văzut la televizorul aici de față, foarte bine a sunat, mi-a dat seama că este sunetul lui și pot spune că sunt impresionat de tot ce am văzut. Bine, bravo! Atât? Atât.